Márcalo y Noé. Înainte de marele potop, pământul se umpluse de oameni răi până acolo încât Dumnezeu a hotărât că va distruge fața pământului. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Fiindcă a umplut pământul cu silnicie, iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Dumnezeu a ales pe Noe, un om al lui Dumnezeu, pentru a construi o corabie în care cei drepți se puteau salva împreună cu un număr de animale. Noe a predicat pocăința și convertirea timp de 120 de ani, dar decât 8 persoane și-au predat inima lui Dumnezeu și-au intrat în arcă. Ploaia a venit și oamenii au căutat siguranța înălțimilor sau arcăi însăși, dar Îngerul Domnului închisese ușa corabiei și nu mai putea fi deschis. Timpul de har se terminase și acum era prea târziu. Moartea și distrugerea au cuprins pământul. Gândurile omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Dumnezeu a prezentat invitația sa, dar nu a fost acceptată. Aceasta era o judecată omenirii, ceva ce astăzi oamenii nu vor să accepte. S-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis tăbilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite. Dumnezeu salvase poporul său din potop, dar ei au stat aproape un an în arcă, așteptând scăderea apelor potopului și începerea unei vieți noi. Noe și familia lui erau nerăbdători să iasă din corabie. În cele din urmă, Noe a știut când era sigur să iasă. A dus o jertfă Domnului, iar Dumnezeu a pus un curcubeu în cer, ceea ce reprezenta făgăduința Domnului că nu va mai distruge pământul prin potop. Biblia ne spune unde s-a oprit arca lui Noe. Corabia s-a oprit pe munții Ararat. Dar unde se află Araratul? Numele Ararat, așa cum apare în Biblie, este echivalentul evreu al muntelui Urartu, o veche țară din sud-vestul Asiei, menționată în scrierile asiriene din secolul 13 înainte de Hristos. Acest teritoriu cuprinde o parte din estul Turciei, Armenia și Iran. Moise nu vorbea de un munte concret când a scris Geneza. El vorbea de o țară, Urartu. Așa că Biblia ne indică oprirea corabiei în munții din țara Urartu. În estul Turciei, de-a lungul văii muntelui Ararat, este locul vizitei noastre. Această zonă a fost fotografiată pentru prima dată într-o cercetare aeriană realizată în 1959 de către Franz Sigari Powers. Mai târziu, locotenentul turc Rupinart a văzut un obiect în formă de barcă în această fotografie. Și ca urmare, în 1960, un grup din America a călătorit spre acel loc, dar în mod pripit au ajuns la concluzia că era doar o formațiune naturală. În același an, revista Life a publicat o fotografie a acelui loc. Există vreun indiciu istoric că arca lui Noe a existat? Berossus Caldeul a scris în 290 înainte de Hristos, încă există anumite părți ale corabiei în Armenia, în munții Cordians, și anumiți oameni și-au făcut bucăți din bitumul corabiei și folosesc ca amulete pentru alungarea relelor. Astăzi, putem lua o harta Turciei și găsi acest loc sub numele de Nuum Gemisi sau Marea Corabie a lui Noe. Pentru a călători spre locație, aterizăm lângă Marele Lac, ce odinioară a fost sediul capitalei țării Urartu, numită Tujba, ce se află de-a lungul malurilor lacului. Ieșind spre când vedem un vulcan stins lângă marginea drumului ce odinioară erupt. Trecând de primul munte, în curând avem prima imagine cu muntele Ararat în depărtare. La poalele Araratului se află orașul Dubai Asid, pe care îl traversăm spre a ajunge la Arca lui Noe. Araratul este un munte foarte frumos, cu o istorie bogată a cățărătorilor de munți ce au căutat Arca, însă fără succes. Traversând valea, ne oprim o clipă pentru a vedea că guvernul a pus un indicator pe șosea indicând Nuum Gemisi la 5 km depărtare. În prima călătorie a lui Ron Wyatt în această zonă, în 1977, nu știa de unde să înceapă să caute și avea la dispoziție doar 3 zile, așa că el și băieții lui adolescenți s-au rugat pentru ca taxiul să se oprească în zona unde ei trebuiau să caute. În acea zi, Dumnezeu a oprit taxiul în 3 locuri diferite și aceasta este prima noastră rotație de taxi.
Pe înălțimile muntelui se află locul de poposire al arcei lui Noe. Numele acestui munte se traduce cu numele de Muntele Sfârșitului Lumii, numit așa din cauza morții universale aduse de inundație. Pe măsură ce urcăm colina, putem vedea Araratul Mic și muntele Ararat în toată valea. Ambii sunt munți născuți din erupțiile vulcanice și nici măcar nu existau aici până la potop și ar fi ultimul loc unde trebuia căutată arca. În sfârșit am ajuns la arca. Privind-o dinspre pupa sau partea din spate, se poate vedea delimitată forma arcului. Are o pupă rotunjită și un arc ascuțit în vârf sau prova. Forma simetrică indică o construcție făcută de om. Ron Wyatt a făcut 24 de călătorii aici pentru a face probe și a face investigații în această formațiune. Fotografiile făcute în diferite perioade ale lunii arată diferite particularități ale embarcațiunii. A fost o așa de mare cantitate de evidențe descoperite în corabie că guvernul turc a declarat această zonă ca parc național al arcului lui Noe. Și fără doar și poate, lumea ignoră această surprinzătoare descoperire. Folosind Google Earth, putem face zoom la această zonă cu imagini din satelit și să vedem arca și de asemenea centrul de vizitatori ce a fost construit de către guvernul turc. Pe 21 iunie 1987 s-a celebrat o ceremonie pe munte pentru comemorarea locului ca parc național al arcului lui Noe. Demnitari din toată țara s-au reunit pentru a împărți pâinea și pentru a sărbători această descoperire minunată. Guvernatorul, oficialitățile militare și alți importanți funcționari se aflau aici sărbătorind descoperirea. Ron Wyatt a fost un invitat special datorită amplei lucrări realizate de el în această zonă. Centrul de vizitanți spune bun venit vizitatorilor din toată lumea ca să admire arca. Când betonul a fost aruncat în fundație de către guvernator și de către Ron Wyatt, atmosfera era emoționantă. Acesta era un monument pentru resturile arcăi lui Noe. Arca lui Noe fusese în sfârșit găsită. În ziua următoare a apărut un articol în ziarul cel mai important din Turcia anunțând marea corabie a lui Noe deschisă turism. Acum, să intrăm în centrul de vizitatori pentru a vedea dovezile informative deschise publicului. Diferite scheme și fotografii sunt expuse pentru a arăta caracteristicile arcului. Mostre din arcă sunt de asemenea expuse la vedere, incluzând lemnul pietrificat și fosile marine din zona indicând că acest munte a fost cândva acoperit de apă. O carte de vizitatori ne arată că centrul este vizitat de persoane din toată lumea. Multe țări sunt reprezentate aici. Hassan Oser a lucrat la centrul de vizitatori de la înființarea lui. A trăit toată viața lui într-un sat aici pe munte, chiar deasupra de arcă, și are o mare cantitate de relatări relaționate cu arca. Fotografia s-a apărut într-un ziar din Knoxville, Tennessee, și echipa noastră i-a adus o copie plastificată. Acum Hassan ne va spune câteva lucruri interesante despre formațiunea arcăi. În 1948 a fost un cutremur noaptea și ne-am deșteptat dimineața și am văzut că pământul s-a mișcat. Și am văzut o formă ca de o arcă. Deci 1960'larında Türk Hava Kuvvetleri bari bir pilot tarafında bunu fotoğrafı çekiyor. Gidiyor Ankara'ya. 1960'larında 60'larında öyle. De asemenea,
După această noapte a fost o lumină pentru un timp pe cer, pe care o puteam vedea noaptea din înălțimea localității când priveam spre jos către zona arcăi. Și oamenii credeau că este vorba de lucruri sfinte. Și au venit la arcă, dar această lumină s-a dus și nu o mai găseau. Nu gebu. Ben kendi şahsı olarak ben de hem inanıyorum hem de karar veriyorum. Çünkü neden? Her taraf gitti, Nuh gemisi oldu, böyle ada gibi içinde kaldı. Her akşam üzerinde bir ışık yanardı. Sarı, yeşil, kırmızı. Kimisi böyle bir ziyaret, kimisi bir türbe, kimisi bir haznedir. Ama araştırma yapıldıktan sonra izin aradan kayboldu, gitti, ben de inanıyorum. Sedat bir daha var, söyle, bu söyle. Spune că părerea lui e că după acest cutremur a apărut forma unei corăbii. Și lumina era de culoare deschisă, verde, galbenă, și lumini roșii. Și multă lume însă zicea că este un loc sfânt. Altcineva a zis că ar fi și puțin aur și să meargă să-l dezgroape și lucruri de felul acesta. Apoi, mai presus de altceva, această lumină care când te apropiai de ea se stingea și nu se mai putea vedea. Dar după confirmarea guvernului că este arca lui Noe, că nu mai e nimic de adăugat, aceasta mă face să cred că este arca lui Noe. Credeți dumneavoastră că arca lui Noe există cu adevărat? Ei bine, căutările s-au desfășurat încă din timpurile biblice și în câteva clipe vom cunoaște oameni ce confirmă că s-a găsit arca. Acum știm că asemenea declarații s-au făcut și înainte de aceste persoane, dar aceste persoane au venit la programul 2020 cu câteva descoperiri științifice noi și intrigante. Să însoțim în munții din estul Turciei și ceea ce veți vedea este o aventură de niște persoane puțin obișnuite. Povestea lui Tom Geran face multe ocolișuri. Aceasta este frumusețea seducătoare ce îi aduce aici, în înaltul munte Ararat. Exploratorii caută arca aici, deoarece este punctul cel mai înalt de aici, cum apele s-au retras, probabil că aici ar fi trebuit să se oprească. Însă Biblia menționează munți, plural. Este posibil că arca s-ar fi putut opri pe unul din munții rudiți mai mici din Ararat? Locul în formă de corabie a fost găsit pentru prima oară și fotografiat de către un capitan din armata turcă în 1959. S-a explorat și a fost foarte rapid categorisit ca un capriciu al naturii. Însă Wyatt, un arheolog pasionat, a reînviat interesul pentru acum câțiva ani. A adus pe Dale Fassel, un expert în explorare marină, pentru evaluarea obiectului. Echipa a sosit pe muntele sfârșitului lumii și a judecății finale și a aduce ceva de înaltă tehnologie pentru a explora vechea legenda omului. Au început să scaneze acest loc cu un generator de frecvențe moleculare, dispozitiv folosit de chirurgi pentru detectarea tumorilor cancerigene și a fost folosit de Fassel pentru a descoperi o comoară în apă. De această dată, acest generator de frecvențe moleculare a început să marcheze o rețea de linii de fier sub pământ. Au început să întindă benzile de-a lungul acestor linii. Forma finală revelată de benzi a fost aceea unei mari corăbii. Lungimea aproximativă și lățimea sunt ca cele descrise în Biblie pentru arca lui Noe. Câmpul fascinant de benzi, curând, a produs interes academic. Doctorul John Pangarden, fizician de la laboratoarele Los Alamos, a adus mostrele la laborator și a confirmat că metalul ce s-a marcat cu benzi era cu certitudine fier. Cu lățimea și lungimea cunoscute, singurul lucru ce mai rămânea era adâncimea. Dacă se putea determina adâncimea, se putea calcula dacă obiectul în formă de corabie avea capacitatea de încărcătură descrisă pentru arca din Biblie. Pentru a rezolva această problemă finală, Wyatt și Fassel au adus pe Dr. Tom Fenier în Turcia cu echipa de radar de adâncime de înaltă rezistență a companiei sale. O echipă ca aceasta a localizat cutia neagră cu înregistrare din cabina unui avion prăbușit în râul Florida. Să presupunem că această piatră s-ar afla la un metru sub pământ. Ar arăta locația exactă? Da, se poate. Ar fi posibil ca să se indice dacă este un obiect făcut de om? Simetria liniilor arată că este o corabie. Sper să pot demonstra și că structura subterană este în realitate cea a unei corabii.
Aici este locul unde, la câțiva kilometri de acest loc, un timp de așteptare a început pentru fenieri și pentru ceilalți. Echipa are nevoie de un ultim avans al guvernului turc pentru a termina investigația lor pe muntele sfârșitului lumii. În orice caz, ne vom ține respirația ca sub apă până ce nu ne va mai rămâne nimic. Își țin respirația ca și cum ar fi sub apă. Guvernul turc a oprit explorarea și acum ce? De când a fost acolo, Barbara, lucrurile s-au răcit și a trimis o echipă proprie de oameni de știință pentru a arunca o privire asupra acestui loc. Scanarea ne arată urmele lemnului subteran. Această diagramă ne arată câteva din principalele elemente structurale ale arcăi, inclus în liniile paralele și repetitive, ceea ce indică un obiect construit de om. În realitate există ceva de desubt de această rocă. Un dispozitiv de radar dezvoltat de echipa de inspecție geofizică în Houston a fost folosit pe munte. Dispozitivul numit SIR este folosit de către companiile de explorare a energiei pentru a analiza ceea ce se află sub suprafața Pământului. Conform cu SIR, ceva făcut de mâna omului se găsește sub muntele Aredo. It does not represent natural geology. It's a man-made structure. These aceste reflectări se produc prea periodic, mult prea periodic, pentru a fi formațiuni produse de natură. Acesta nu este o structură naturală. În comparație cu un portavion de 300 de metri lungime, putem vedea că arca este destul de mare. Arca era o capodoperă de înaltă tehnologie proiectată să reziste la o inundație catastrofică ce ar fi distrus suprafața Pământului. Completată cu o chilă suprapusă și ancore de piatră, era o adevărată operă de artă proiectată spre a salva rasa umană de la anihilare. Biblia ne spune că arca era de 300 de coți, 150 de metri de lungime. Formațiunea arcăi a fost măsurată ca având 157 de metri lungime, ce sunt exact 300 de coturi egiptene. Moise, povestind relatarea Genezei, se obișnuise să folosească coturi mai lungi, egiptene, de 20,6 inci. Biblia menționează coturi antice conform cu măsura antică. Aceasta face referire la cotul egiptean, ce se divide în 18 unități, ce formează bara de cot. Multe secole după, cotul evreu de 18 inci a fost dezvoltat și implementat. În raportul despre Megiddo în Israel, porțile lui Solomon pot fi măsurate în exact 6 coturi egiptene, arătând încă o dată un plus despre folosirea acestuia mai devreme. Oricine poate vedea cu ușurință coastele de lemn aproape de pupa, în latura de tribord a arcăi. Aceasta a făcut parte din suprastructura arcăi, la fel ca vasele ce se construiesc în zilele noastre. Scânturi orizontale au fost așezate la aceste nervuri verticale. Aici putem vedea fisuri verticale între coaste. Aceste coaste merg perpendicular pe stratul de lut, ceea ce indică încă în plus o construcție făcută de om. Copiii din satul local ne salută când ne găsim analizând fața de tribord a arcăi, care se curbează înspre sus, spre partea din fața arcăi. Partea exterioară sau fața se află exact înaintea noastră și apoi explorăm din partea din tribord pentru a vedea partea superioară a costelor de lemn. În depărtare, se pot vedea munții Ararat și Araratul Minor. Acum luăm o imagine panoramică la babordul arcăi, aproape de pupa. Această latură este mai puțin conservată, însă putem vedea o mare parte a coastelor corăbiei în poziția firmă. A fost frumos conservată și a menținut curbura carcasei. De aici privim spre în fața corăbiei și putem vedea o mare gaură ce a fost făcută cu dinamită pentru a explora interiorul în 1960, când grupul a sosit pentru prima oară aici. Acum ne aflăm în picioare pe acoperișul mijlociu al arcăi și luăm o vedere panoramică în interiorul conturului de babord. Putem observa patru protuberanțe orizontale în linie. Sunt dispuse într-un șablon regulat, ceea ce indică o construcție umană. Acestea au fost lemne orizontale ce suportau platforma ce se întinde către centrul acoperișului. În pupa putem vedea forma simetrică a embarcațiunii, incluzând linia centrală unde acoperișurile au căzut una peste cealaltă.
Continuând inspecționarea pupei, putem observa 5 obiecte în linie de-a lungul interiorului acoperișului. Acestea au fost măsurate în intervale regulate și se pare că au fost tâlpi vertical ce susțineau acoperișul. La început, arca a povosit mai sus pe munte, dar a alunecat pe mâl și a ajuns în această zonă stâncoasă. Ron Wyatt opera cu echipamentul de penetrare a terenului înaintea autorităților turcești când văzu un obiect expus sub primul strat de pământ. Ceea ce au găsit a fost acest frumos lemn din acoperiș. A fost analizat în laboratorul Galbraith. Nivelul de carbon organic a fost extrem de înalt, ceea ce demonstrează că acest obiect a fost cândva o materie vie, de consistența lemnului. Domnul Wyatt a putut să prezinte lemnul acoperișului la CNN când a fost intervievat într-o emisiune TV. Lemnul este format din trei straturi foarte asemănători cu lemnul stratificat unite cu lipici. Acesta face să fie mai rezistent decât o singură bucată de lemn. Partea exterioară este acoperită în negru. De asemenea, se pot vedea nici cuie în secțiune. Această dispoziție în straturi de lemn face referire la lemnul menționat în Geneză. Chiar deasupra de locul arcăi este orașul Husem Iri. Numele său anterior, în secolul XIX, era Nasar. Această pronunțare este simetrică cu Nisir, un oraș babilonian descris ca aflându-se aproape de locul arcăi. Flavius Josephus din secolul I a spus, rămășițele ei se văd până în zilele noastre printre locuitori. Aceasta ne-ar spune că arca se află într-un loc accesibil. Acești locuitori au făcut un comerț turistic găzduind pe vizitatorii arcăi. Vizitatorii arcăi petrecuseră noapte aici și cumpăraseră suveniruri în sat. Dovezile acestui lucru au fost descoperite în anul 2000, când un arheolog a găsit această tăbliță la 20 de metri de arcă. În partea concavă este o gravură cu un om folosind ciocanul pentru a bate un cui, ca și noi construindu-și corabia. În latura convexă, un desen de culoare veche arată un om care eliberează păsări, coincizând cu relatarea biblică despre Noe, eliberând un corp și un porumbel. Aceasta este doar o altă dovadă surprinzătoare găsită aici, în locul corăbii. Folosind aparatura de radar, Noe a descoperit o cavitate deschisă pe latura de tribord a arcăi. Cu ajutorul tehnicii de perforare a reușit să vadă ce este în interiorul arcăi. Dovezi impresionante au fost scoase din măruntele corăbii. Folosind un dispozitiv improvizat, au fost extrase excremente pietrificate de animale din cuști, apoi păr de animale a fost extras din cavitatea deschisă, apoi o copită pietrificată a fost extrasă. Acestea sunt toate elementele pe care oricine aș fi dorit să le găsească în interiorul arcăi. Biblia ne spune că antideluvienii erau experți în lucrarea metalelor, Tubal-Cain, foritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Acest nit metalic mare sau fiuliță metalică în jurul unei bare de metal a fost găsită de Ron Wyatt când el adusese un grup de turiști la locul acesta în 1991. Centrul barei a fost bătut pe când era încins pentru a menține piulița la locul ei. Analizele au demonstrat că avea 8% de metal de aluminiu. Metalul de aluminiu este făcut de om, ceea ce demonstrează că locul este o construcție omenească. Scepticii au spus că domnul Wyatt mințea cu privire la rezultatele analizei, dar așa a fost cu adevărat? Când echipa ARC Discovery se găsea la locul arcă, i-a folosit un detector de metale pentru a localiza accesorii de metal în arcă. Aceasta este o bucată de metal în formă de semilună care a fost cândva o piuliță circulare și a fost găsită aproape de prova, de latura babordului. A fost analizată în laboratoarele Galbraith din Tennessee, iar rezultatele au fost impresionante. Avea 8% de metal de aluminiu, după cum proba lui Ron Wyatt indicase. Proba a arătat și o mică cantitate de metal de titaniu, care de asemenea este făcut de om. Echipa ARC Discovery a continuat investigațiile și a găsit un alt orificiu pe latura tribordului. O mostră a fost analizată în laboratorul Galbraith și a arătat rezultate incredibile. Avea metal de aluminiu în proporție de 8%, 1,3% metal de titaniu și 3,8% metal de magneziu. Toate indicii că formațiunea arcă era o structură făcută de om.
Enciclopedia Britanică ne spune: datorită activității sale chimice, aluminiul niciodată nu se găsește sub formă metalică în natură. Aceste componente metalice unice sunt mărci speciale lăsate de mult și demonstrează fără îndoială că această structură este făcută de către om, folosind tehnici de construcție de înaltă tehnologie, în acord cu cele descoperite la Arca lui Noe. Omul modern n-a putut descoperi cum să fabrice metalul de aluminiu până în 1900, însă antediluvienii aveau aceste cunoștințe în zilele lor. Un alt accesoriu de metal a fost găsit în latura de babord a acoperișului. Detectorul nostru de metale a semnalizat prezența metalului acolo unde a fost așezată o placă cu spunghiulare într-o deschisitură plană. Această placă a avut cândva 6 nisuri metalice, unul încă este vizibil în partea stângă. Alte accesorii metalice au fost văzute de-a lungul arcă în diferite locuri. Accesoriile metalice sunt de culoare diferită de materialul înconjurător, ceea ce a ușurat localizarea lor. În partea exterioară a arcăi, la un nivel superior, am putut vedea acest obiect ce pare a fi un capac de metal, în partea superioară a unui stâlp vertical. Are o gravură în relief în formă de X în centrul ei. Partea stângă a capacului nu mai există, însă partea superioară și această latură încă sunt fixate pe stâlp. Gravura în formă de X indică o construcție omenească. A doua noastră stație de taxi s-a produs în satul lui Kazan, unde se găsesc imensele pietre de ancoraj. Acestea au fost cândva atârnate de partea din spate a arcăi, coborând în vale dinspre arca lui Noe, ajungem la localitatea Kazan, unde porți în sistemul de direcție al arcăi au fost eliberate, ceea ce a permis corăbii să plutească mai lejer. Satul era cunoscut ca zona celor 8, numită astfel datorită celor 8 supraviețuitori ai potopului. Aceasta este prima zonă unde au locuit Noe și familia lui după potop. Marile ancore de piatră erau agățate de partea din spate a corăbiei pentru a menține spatele înspre valuri. Aceasta a oferit un fel de rezistență în apă, ce a permis ca partea din spate rotunjită a arcăi să se poată apăra de valuri și de stânci ce puteau să lovească dintr-o parte. Aceasta este prima noastră piatră de ancorat, ce măsoară 3,35 metri înălțime și are 4 picioare înfipte în pământ. În realitate este pietra de ancoraj cea mai mare și cea mai frumoasă descoperită până în prezent. O gaură conică a fost perforată în partea superioară a fiecărei ancore de piatră. O deschidere de 13 cm de o parte și alta de 18 cm în cealaltă parte, ceea ce permite trecerea unui funii și a unui nod. A fost proiectată astfel încât să fie ridicată când se află în apă, când cântărea mai puțin, ceea ce împiedica ruptura porții superioare. Ca cea mai vizibilă sunt crucile ce au fost gravate pe ancora de piatră. Primii creștini, ajungând în această zonă, au recunoscut aceste obiecte ca și articole biblice ale arcei. Ei au gravat crucile săpate pe aceste pietre de ancoraj care reprezintă pe Noe și familia sa. Crucea cea mai mare reprezintă pe Noe și este stilul cruciadelor. Forma de diamant cu o cruce deasupra era semnul lui Nimrod când el era viu. Diamantul reprezintă arca pe care el și-a atribuit-o, iar linia verticală este calea către cer, cu cea transversală care reprezintă cerul. Egiptenii aveau o adaptare a acestui simbol numit Ong. Alte mici pietre de ancoraj sau de balast s-au găsit lângă Mediterana. Aceasta este una dintre cele mai mari care o putem găsi în afara zonei arcăi. Ancora de piatră se găsește parțial îngropată în pământ și are 5 cruci. Crucea cea mai mare reprezintă pe Noe, la partea inferioară pe soția sa. Apoi cele trei mai mici sunt cei trei fii ai lui Noe. În subsol este o posibilă imagine a turnului Babel, ce a fost construită aproape 200 de ani după potop de către Nimrod și oameni lui rebeli. Această piatră în particular are 7 cruci, plus o 8-a, ce apoi a fost ștersă într-un anumit moment de timp. Această piatră are o cruce mare ce îl reprezintă pe Noe. Cea mediană din partea stângă este Doamna Noe. Cele trei cruci mai mici reprezintă pe cei trei fii. Iar apoi cele trei și mai mici reprezintă pe cele trei soții ale acestora. Această piatră nu are niciun tip de cioplituri, dar are un orificiu perforat la partea superioară. Alte pietre au fost găsite îngropate de Nauiscri. Această piatră are o gaură perforată în partea stângă, iar la dreapta putem vedea scrierea anticentrului în lingua necunoscută.
Vandalii au rupt această piatră care încă lasă să se ghicească gaura perforată la partea superioară. Pe această piatră de asemenea au fost cioplite cruci. 5 cruci se găsesc și pe această piatră de ancorare. Și dacă ne uităm la partea superioară, putem vedea o gaură care ulterior s-a sfărmat. În afara localității Kazan se găsește un obiect de mari dimensiuni ce are un aspect de coajă de copac petrificată și cu caracteristici speciale. Din câte știm, nu mai există niciun lucru ca ăsta într-un loc. Are și cruci, ce sunt foarte slab cioplite. Avem una mare aici, mai avem alta mică chiar aici, una aici, una aici. Și cu fiecare an se văd tot mai greu. Este un lemn pietrificat? Da. Ron a spus părerea lui că era coaja arborilor pietrificat. Pare puțin că seamănă cu coaja de brad. Seamănă cu un metal. Aceasta nu este o ancoră de piatră. Ron a mai spus că ar putea fi o parte din învelitoarea sau din ușă. Vă amintiți în Geneza unde spune că Noe a ridicat învelitoarea corăbiei și s-a uitat? Sau că a aruncat învelitoarea? Desigur că este o presupunere, nu avem nicio cale de a ști cu certitudine, dar acesta este un lucru destul de unic. Are aparența și textura unui tip de coajă, dar știm că este de piatră. Are un sunet agol, răsună ca un metal. Are rezonanța armonică. Da, aveți dreptate. Câte pietre cunoașteți că fac așa? Cred că sunt 8 cruci pe ea. Am reușit să găsim până acum 7, dar cred că există și 8 aici mai sus. Următoarea oprire a taxiului este la casa lui Noe, aproape de localitatea Kazan. Această fotografie a fost făcută în 1977 de către Ron Wyatt, ce arată pereții casei lui Noe. De atunci însă toate zidurile au fost demolate de căutătorii locali de comori. În grădina din față se află această imensă lespede. Pe lespede se află un desen cu 8 persoane și un vas pe un val. Cea de-a doua persoană, la mărime, privea spre jos, cu ochii închiși. Aceasta arată că era vorba de lespedea de pe mormântul soției lui Noe. După ce domnul Wyatt a arătat acest fapt la cineva, aceasta a contratat apoi alte persoane pentru a exhuma sarcofagul de 5,5 metri al doamnei lui Noe. Gaura din pământ este încă vizibilă astăzi. Bijuteriile s-au vândut pe piața neagră cu milioane de dolari. În prelungirea casei lui Noe se află acest lanț de pietre folosit ca gard pentru a închide animalele. În Geneza ni se spune că Noe practica agricultura. În acest caz putem vedea semne ale creșterii animalelor. Anumite garduri sunt mai proeminente ca altele, dar toate se află în linie dreaptă. Chiar mai sus de casa lui Noe se află acest mare altar pe care el îl folosea să aducă jertfe de animale lui Dumnezeu. Are aproape 3 metri în diametru și are o formă de cub. În concluzie, putem spune că Durupin Arc sau formațiunea Arcului lui Noe este plină de dovezi care confirmă autenticitatea descoperirii, mai ales dacă se ia în considerație toată informația. Multe cărți s-au scris despre descoperirea Arcului, s-a prezentat în multe ziare și programe de televiziune, însă majoritatea lumii nu este conștientă de această minunată descoperire ce neagă evoluția și demonstrează că Biblia este adevărată. La vremea lui, Dumnezeu o va descoperi întregii lumii.